Bine vă regăsesc, stimați respectatori, dragii mei prieteni, în fața cortinei de sticlă, cu poetul, de data asta, poetul Daniel Corbu. Vorbim despre poezia sa, despre aventura asta lirică, care a început în anii 80. Debutul său literar în volum s-a petrecut în 1984, cu volumul Intrarea în scenă, iată să se cheamă chiar Intrarea în scenă, în care scenă este vorba de scena de lumea literaturii. Asta este Intrarea în scenă. Scena lui este literatura pe care o scria el însuși. Până atunci, literatura fusese lectura. Și lectura, în vremea aceea, ca și scrisul, erau forme ale, de manifestare ale libertății. Într-o societate totalitară și care admitea prea puține lucruri libere în vremea aceea. Iată, scriitorul avea această opțiune și, de fapt, chiar miezul profesiei sale era sau meseria sa, cum spunea cineva, Virgil Masilescu, meseria sa care era chiar libertatea. O să vorbim întâi despre o temă care preocupă toată poezia lui Daniel Corbu, și anume relația asta între poezie și sacru. El vorbește chiar de miracol. Spune că poezia este un miracol la un moment dat. De asemenea, îl citează, îl pomenește pe Leonardo da Vinci, care spunea că este o așchie de dumnezeire, arta în general. Și poezia în special, spune Daniel Corbu, este o așchie de dumnezeire. Deci, este această legătură cu creatorul și cu sacru. Există foarte multe studii despre relația asta, între poezie și sacru, între poezie și discursul divin. Și nu e vorba doar de poezie, să nu spunem acum, să nu facem confuzia cu așa numita poezie religioasă. Nu există poezie religioasă decât în Evul Mediu, când existau niște poezii care se citeau în piața publică. Asta e poezia religioasă, ca să înlămurim. Se citeau în piața publică și care erau niște versificare a liturghiei auzită în biserică. Când poeții au început să modifice cuvinte din Evanghelia auzită în biserică, în momentul acela au fost excomunicați, trimiși la marginea orașului de către episcop. Pentru că era considerat o blasfemie. Așadar, relația aceasta este foarte veche și începe cu zeii, da? Cu zeii lui Homer și termină cu Dumnezeu și cu Buddha în alte zone ale culturale, astfel încât relația este foarte directă. De altfel, ați auzit poate și în discurs acesta obișnuit. Poetul oficiază poezia asta, oficiază, e undeva din zona aceea a canonului. Anvonul poetului este și așa mai departe. Deci este un lexic anume care duce către zona aceasta sacralității. Este, în sensul ea se unește altfel decât la nivel formal. Este o legătură intimă cu sacru și mai ales veți observa că poezia mare a lumii se extrage din, în special din Biblie, din înțelesurile atât de vaste ale celei mai importante cărți a omenirii, care este Biblia, și în care fiecare scoate diverse lucruri la un moment dat, pentru că m-am și interesat la un moment de lucrul ăsta, m-am pasionat să observ cum la un poet, de exemplu, domină un motiv liric cum este scara lui Iacob, de exemplu, cu scara pe care urcă îngerii, nu? Și pe care Iacob a visat-o în timp ce dormea cu capul pe o piatră, s-a evit Dumnezeu în gând, în visul său și a spus, acesta este țara pe care o să o stăpânești, și a văzut o scară pe care în acel teritoriu, o scară pe care îngerii urcau și coborau din cer. Aia e scara lui Iacob. Ei, sunt poeți care pun această temă, acest motiv liric. Alții care se duc către pilda lui Saul din Tars, cel care a devenit apostolul Pavel pe drumul Damascului. Iată, chiar și Daniel Corbu are această poveste biblică, să spunem, în poezia sa. Nu povestită ca o poveste, ci e vorba de un motiv liric foarte interesant, foarte frumos, pentru că este o figură și lirică apostolul Pavel prin această transformare a lui Saul din Tars. Vă reamintesc, Saul din Tars era un luptător
un om care prigonea pe creștini oriunde îi găsea și a fost trimis la Damasc să ucidă comunitatea de creștini de acolo. Pe calea Damascului, pe drumul spre Damasc, o lumină mare a acoperit, a căzut pe drum, în praf, și atunci a auzit o voce cu acea lumină spunând: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Ei, și în momentul acela s-a mântuit, a lăsat hainele războinicului și a îmbrăcat haina celui care va predica, va mărturisi pe Hristos la diverse popoare în Orient și în Occidentul nostru, alături de Apostolul Pavel. De altfel, sunt sărbătoriți împreună, după cum știți, Sfinții Apostol Petru și Pavel. Paul la catolici, Pavel la noi, da? Apropo de Saul din Tars. Apoi este această povestea lui Cain și Abel, care iarăși o are Daniel Corbu în poezia sa, o temă lirică extrem de interesantă și foarte actuală în fond. E vorba de uciderea fratelui, nu? Erau doi frați, vă reamintesc pe scurt, unul plăcut Domnului, celălalt, și Cain îl ucide pe Abel, face crima de frate, deci și omoară fratele. Pentru asta Cain este izgonit de Dumnezeu și în pustie. Să-și spășească păcatul ăsta de moarte. Îl surpă. Dar în vreme ce Cain, când a văzut că a fost alungat din rai și unii trebuie să meargă acum într-un pustiu cu pietre, cu nisip, și la un picioare n-avea nici sandale, se gândea că nu-i nimic, nu o să trăiesc aici, o să mor repede. Iar care Dumnezeu, citindu-i gândul, bineînțeles, îi spune: nu, n-ai să mori repede, ai să trăiești mult și bine rătăcind prin acest pustiu. Ei, ce s-a și întâmplat, asta era pedeapsa lui Cain și a mai fost încă una, dată cu această pedeapsă de a fi alungat, este la memoria locului. Deci nu-și mai amintea decât o țară între două râuri, cu rivezi, cu grădini, cu într-un decor mirific. Dar atât, nu de unde, cum, ce, și atunci e la memoria locului. Asta încă o pedeapsă poate și mai rea decât cealaltă cu rătăcerea prin pustie. Ei, să venim la ceea ce vreau să vorbim, vorbesc cu cine, Daniel, despre aștia asta din Dumnezeire, care zici tu că este poezia, și de ce e poezia un miracol? De ce spui că e miracol? Da. Despre așchea asta de dumnezeire, care e creatorul om, așa, vorbește Leonardo da Vinci. El spune, orice artist căruia îi se dă darul creației este o așche de dumnezeire, pentru că Dumnezeu e marele creator care a dat unora acest dar din har, cum s-ar zice creștinește. Eu, într-adevăr, cred în poezie nu ca într-o profesiune, ci ca într-un miracol. Un miracol care ți-a dat cu adevărat sau nu. Am vorbit despre copilărie, despre atmosfera paradisiacă și încă de atunci știau că lucrurile se conturează pe un destin. Precum grecii vechi, eu cred în destin, în tot ceea ce se întâmplă. Și miracolul ăsta este cel care te cuprinde în timpul scrisului. Altfel îți pui problema de ce vecina contabilă de la etajul de sus nu scrie poezii, de ce șoferul de taxi de la parter nu scrie și tocmai ție ți este dat. Pentru mine poezia face parte așa din iluzia universală și eu văd poezia ca pe imensa bucurie uimită pe care sigur o trăiau cei adunați la Cana Galilei la prefacerea apei în vin. Da. Iar poetul cred că repetă la nesfârșit această primă minune care nu poate să nu o emoționeze și să impresioneze pe cineva. Asta e poezia. De aceea eu mă consider
un poet al inspirației. Sigur că îmi spun asta, foarte mulți tineri se uită la tine ca la un vetust, da. Om inspirației, din altă lume, și un poet de templu și nu de laborator. Da. Vorbeai de amvoane, vorbeai de oficieri. Da. Eu cred în asta, pentru că nu-mi place ingineria textuală, care e făcută de foarte mulți poeți ai generației noastre. Dar de aceea am rămas în linia metafizică, pentru că eu zic textul poetic trebuie, poetic cu adevărat, trebuie să rămână în metafizic. Și altfel scrii proza și gata. Știi că, apropo de pilda asta lui Cain, el primul lucru pe care l-a făcut în rătăcină poziție a fost să caute apă. Și a săpat până a dat de apă. Da. Și după aceea a dat de apă, s-a săturat, a băut, a bostuit setea. După aceea a luat apă și a început să ude nisipul. A început să crească plantele, să cultive plante, să aibă ce mânca. Ei, dar cei care erau din vechime, să spunem, își făceau grădini. Cel care avea mai mulți bani făcea grădini mai mari și mai frumoase, cum a fost Semiramida, de exemplu. Uneori chiar suspendat. Da, suspendat, ca la Semiramida. Ei bine, acești oameni care făceau, își spuneau ei înșiși lor, își spuneau demiurg. Demiurgos, din greacă, ei spuneau că ei sunt demiurgi. Adică repetă creația, gestul creatorului, făcând grădinile acestea. Adică, de aceea și la noi este un reflex în orizontul ăsta mitopoetic românesc, care spune că omul care n-a plantat un copac prea trăia, a trăit cam degeaba. Despre asta e vorba, apropo de grădină și de... Iar tu însuți spui la confesiunile despre prima copilărie, copilăria, nu, prima vârstă a copilăriei, că spre Ozana, la 80 de metri de casă, treceai prin grădina noastră. Da. Deci prin grădina, toată lumea are o grădină, fiecare a făcut-o el, fiecare a făcut-o el, fiecare a avut-o într-un anumit moment dat, între amintire. Și trebuie să ai o grădină, cât de mică, ca Dumnezeu să știe unde să te găsească. Să-i dai un semnal, da, la da. Iată, aici sunt eu, caută-mă, uite, grădina asta e a mea și eu sunt aici. Da, spuneam de temele astea biblice. Ai la îndemână poemul aceea cu Saul din Tars sau nu l-ai? Da, chiar l-am găsit. Pentru că, într-adevăr, noi acasă, în familie, chiar din copilărie și este și acum, e Biblia în traducerea lui Gala Galactioan, ediția interbelică și, sigur, mai ales cartea lui Iov, pentru că așa pe structură m-a impresionat. Deci, la Iov. Citit-o și am... Acum să știi că este o traducere încă mai nouă în anul lui Bartolomeu Anania, care a lucrat foarte mult la traducerea asta. E actualizat într-un anumit fel, dar toată lumea citește în biserică acum și traducerea din Gala Galactioan, dar și cea din Alpăcute de... Care e mai poetică, Cântarea Cântărilor, e superb acolo. Da. Chiar și Întâmplarea de pe drumul Damasc, o traducere foarte bună a lui Galactioan. Cel puțin eu m-am obișnuit cu ea. Ei, să citim drumul Damascului. Sigur, am pus în față cuvintele din Fapte, capitolul 9, 3, 5, aliniat. Dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Și căzând la pământ, a auzit un glas zicându-i, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a zis, cine ești, Doamne? Și Domnul a zis, eu sunt Iisus, pe care tu îl prigonești. Greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă. Și acum poemul. Asta, să spunem că ăsta e textul din Biblie, pe care îl pune ca moto Daniel Corbo la poemul acesta, care merge în siajul acestei teme atât de general și atât de profundă. Da, și acum textul. Vine un timp când armele și trufia devin o povară, iar cuvintele nu sunt niciodată de ajuns. Cei ce bat tobele pentru tine
și înalță surlele, nu știu că primesc de fiecare dată alt om. Cum și tu, Saule din Tars, fără a colinda gările văzduhului, pe când ți se odihneau caii și cămilele și slujitorii osteniți, ai primit fulgerarea devenind alt om. Așa cum și eu, Saule prigonitor, pe când mica și marea istorie își zornă înfundat ruginitele lanțuri, izbesc fără voie cu piciorul înțepușă, devenind celălalt. Și mereu celălalt, cu fiecare poem celălalt, până când poți deveni 1000 de ceilalți care au primit fulgerarea. După cum știi, doar calea contează și iarăși, după cum bine știi, peste mierea păcatului vechi un altul se așează și până la urmă orice istorie e o adunare de treceri pe drumul Damascului. Tu ce spui, carne histerizată de cântecul nevăzutelor lumi? Foarte frumos. Iată, cum se poate, nu transmite neapărat, dar cum se poate asuma un episod din Biblie, adevărat că de mare profunzime, dar câte nu sunt acolo, și care poate deveni poem. Spuneam că își asumă, apare condiția poetului, de fapt, este aceasta, din toată povestea asta lui Cain și Abel, spuneam că reține pe Cain cu noile sale lamentații, spui tu într-un poem, pe care tatăl l-a pedepsit pentru uciderea fratelui. Nu victima Abel, ci călăul Cain aici, și nu omul plăcut, a plăcut Domnului prin jertfa pe care a adus-o, adică Abel, ci păcătosul, cel care ucigând rămâne să-și trăiască vina până la capăt, destrămarea. Iar noi suntem urmași. Propria surpare, sfârșirea lăuntrică. Asta este a poetului, sfârșirea asta lăuntrică. Ai un poem în Cartea Urmelor, cred. Da. Uite. Noile lamentații a lui Cain se cheamă. Dacă o ai la îndemână, citești-o. Dacă nu ai la îndemână, citesc eu, să știi. Nu am. Și Cain experimentează, cum spuneam, toată apocalipsa asta a propriului destin, o apocalipsă de fiecare zi. Spui tu aici, la un moment dat, apocalipsa de fiecare zi sau roza apocalipsa clipei de față, dezasamblată apocalipsă, cu picioare definitiv prinse în noroiul lumii. E un cânt de moarte, nu, care îl însoțește permanent pe Cain. Pentru că asta spuneam, că pune să scrie o poezie a sentimentului religios neapărat, Daniel Corbu abordează cu, în cărțile sale, teme majore, cu originea și povestea în Vechiul Testament. Hai că am zis că am să citesc și eu poezie, deși, băi, poemul tău, nu e al meu, dar pentru noi, la întâmplă, tu l-am eu. Se cheamă, spuneam, Noile Lamentații lui Cain. Doamne, de cel care mă aleargă din rană în rană, ai milă. Nu mai existăm decât în destrămare. Sensul nostru devine 1000 de sensuri. Și nu ne mai aflăm și nu ne mai recunoaștem. E de ajuns să spunem bine. Și binele se desface în mici semne care cutreieră ascunzișurile. Și rămânem cu mâinile goale. Și singur rămânem precum un Dumnezeu fără lume. Chiar adevărul e sortit să se împrăște în cuvinte și asemenea fachilor și cercetărilor să cutreiere orașele. Apără-l, Doamne, pe cel agonic atins de durerea sticloasă a sinelui, că sufletul se destramă în 1000 de suflete pitice și inima se împarte în toată atâtea inimici fără putere și singurătatea în atâtea singurătăți asemenea care ar cu flacără mică și rea. Și atâția vin să locuiască un singur trup și atâția vin să locuiască pe ei înșiși și nu se mai găsesc și nu se mai regăsesc. Fă, Doamne, ceva împotriva acestei sfârșiri. Mulțumesc pentru lectură. Da. Un critic literar de valoare al Ioan Holban îmi citește poemele. E un poem care e foarte frumos și care, vedeți că într-un anumit fel, dacă ați fost atenți la mesaj, vine împotriva narcisismului. Un Cain care spune este condamnat să-și trăiască drama,
să-i sfățească păcat într-o sfârșire la unde. Or, asta este un semn al poetului în general, celui care adoptă, cum să spun, care se ocupă de transcendență și de metafizică. Aceasta este sfârșirea lăuntrică, mesajul ăsta, pendularea asta uneori dramatică între teluric și cosmos, între înalt și lut, lutul arghezian. Citise Prisaca la câți bani, mărturisești la un moment dat, apropo de arghezii. Am spus asta pentru că mi se pare că este esențială în poezia ta, nu numai când vorbești de miracol, dar relația asta între poezie și sacru, chiar dacă se disimulează în diverse forme. Ai spus de cartea lui Iov, de exemplu, care te-a atras. Da, superb. Da, ia să-mi zicem, ai vreun poem care poți să-mi îl citești sau nu? Nu, la o să citesc altele. Ia, însă, ce voiam să spun? Abatele Prevost spunea acum mulți ani în urmă că orice poem adevărat tinde spre condiția rugăciunii. Și iată, nu ajungem la sacru, fără mireasma dumnezeirii, nu prea poți face mare. Da, să știi că tot abatele Prevost spunea în felul următor, poezia este o rugăciune profană. Asta este o frază a lui Prevost, care este foarte interesantă. Poezia este o rugăciune profană și asta este, însă, se duce foarte departe în timp la Grigore de Nazianz, care spunea că cea mai bună formă de cunoaștere a Bibliei este poezia. Grigore de Nazianz spunea lucrul ăsta în primele secole ale creștinătății. Și pe urma lui apoi a venit Toma d'Aquino și alții și alții de-a lungul vremii, până la abatele Prevost care l-a invocat la Neon. Iată că cei vechi nu sunt atât de vechi. Nu. Asta ar mai lipsi acum să spunem că Grigore de Nazianz este unul vechi. Asta este, da. Să citesc un poem care se leagă un pic de Iași, care are câteva contururi eșene. Da. Se cheamă Nopți cu lună peste hematiile visului. O vară întreagă au căzut stele și nimeni n-a știut să îmblânzească furtuna. Ostenit am privit în oglinzile orașului. Vodcă, înjurături, mătreață, poeți. Triumfală provincie. Ce bine ne cunoști prafule ieftin, ilustrativ. Dă-ne nouă azi ce ne dai și mâine și izbăvește-ne pre noi de hazardul cel rău. Halte, târfe, roboți, cei condamnați să ducă vecia mai la vale, fără repaus la carul deșertăciunii împing. Cineva târie funia peste lucrurile lumii, contemplând cu nesați gâtul norului negru, convalescent. Biserici, imne, ceruri. Aseară, într-o cafenea din Copou, prin fumul de țigări ca nouri, moartea-mi vorbea în sanscrită despre grijile ei. Ostenit, am privit în strâmbele oglinzi. Vodcă, înjurături, mătreață, poeți. Atâtea regrete și tot atâta spumegândă speranță. Nopți cu lună peste hematiile visului. Postmoderniștii dorm, buciumul tace cu jale. Da, stai cu unul, dar uite, postmodernismul este una din semnele postmodernismului, este și această intertextualitate. Cred că ați observat anumite sintagme care duc către Eminescu, către alte zone ale către alte poezii. Chiar și asta, ultima cu buciumul nu mai sună, ci tace cu jale. Apropo de postmodernism, ai și o carte dedicată lui, Postmodernismul pe înțelesul tuturor, și vorbești despre postmodern acolo, dar poezia ta merge mai cum se mai ales în zone foarte diverse. Deci întâi este elegiacă, ai spus despre atracția pe care o face metafizica, este elegiacă în sensul lui Rilke, pe care și asum Raina Maria Rilke cu elegiile duineze, dar nu numai cu asta. Ai și sensul acesta grec al termenului, pentru că în limba greacă elegeia însemna prohod, cântec de mormântare, și după aceea s-a transformat în modernitate cu ideea că o poezie
așa grosier vorbind, poezie tristă, melancolică, poezie de dragoste, neîmplinită, e o elegie. E, nu e o elegie neapărat, dar elegia, spuneam, în înțelesul ei originar, al termenului este, înseamnă prohod, cântec de înmormântare. Păi este asumarea acestei semnificații pe care dă Rilke, dar poezia are, lui Corbu are și asumă suprarealismul, de pildă, vorbește, îl evocă pe Dalí de câteva ori, care e una din figurile importante ale suprarealismului. Ați văzut un poem citit mai devreme despre celălalt, acela este existențialismul și mărturisește undeva că una din cărțile de căpătâie a sale este Străinul lui Camus, dar acolo celălalt este și al lui Sartre din existențialism. Apoi este expresionismul, bineînțeles, al lui Rilke, de care vorbeam mai devreme. Ele sunt, nu sunt pastișe, dar poți recunoaște asemenea forme literare, nu curente, ci forme literare care provin în aceste zone dintr-o anumită paradigmă de sensibilitate la construcția căreia au contribuit toate ismele acestea ale secolului trecut și secolului XIX, astfel încât un poet este adevărat, exprimă de fapt poezia lumii în istoria ei. Ionil Romanescu, pe care l-a evocat la un moment dat, ultimul său poem, scris înainte de a muri și l-a publicat, poem lung, care se cheamă Noul Adam, acolo el imagina în cer, undeva sus în cer, un depozit imens în care se adunau toate cuvintele pe care le-a spus de la primul poet apărut pe lumea asta. Poate cuvintele lui ziceau acolo și când se naște un poet, zice el, acum primește cuvinte de acolo, din acel depozit. Le primește. Îi se litează. Ei, abia imaginea aceasta, apropo de poetul care, un poet de acum, care este o sumă a poezilor de totdeauna și a poeziei de totdeauna, asta fără să fac referire la formele de constructiviste care zic că cartea să scrie din carte, poezia scrie din poem, deci nu e vorba de pastiche sau de copy-paste, nici cu atât mai puțin. Da, este într-adevăr, e o zonă din aceasta care strânge foarte multe forme literare, să le spun, de la romantism, Eminescu, simbolism, Baudelaire, iarăși invocat adesea de Daniel Corbu, apoi Bacovia, de asemenea spus de el, care este prima formă de eminescianism, bacovianism, zice Mircea Scarlat, unul din criticii dispărut prea devreme, foarte interesant, cu istoria poeziei românești. El a lansat ipoteza asta că toată poezia română, de fapt, sunt forme de eminescianism și considerând că bacovianism e chiar prima formă de eminescianism. Apoi, mergând la suprarealism, cum am spus, la existențialism, la expresionism și sfârșit în postmodernism, deși aici cu postmodernism este o poveste întreagă de vorbit. E un termen prefabricat după era post-industrială. În anii 80-90 se vorbea despre era post-industrială sau avem și postmodernismul, care ar fi să fie un fel de comportament și un fel de a scrie literatură altceva decât modernismul, deci ceva de după modernism. Eu cred că, de fapt, în cel puțin literatura noastră, modernismul se continuă, e un nou modernism este acum, pentru că vom vedea că la noi s-a întâmplat un lucru foarte ciudat. În alte țări nu s-a petrecut asta, decât cu puține excepții, dar la noi s-a petrecut și în general în țările comuniste, să spunem așa, care au adoptat o ideologie străină complet și dușmănoasă cu mediul literar. Curenții literare care abia se înfiripaseră prin anii 30-40 la noi, a venit războiul, a venit dictatura carlistă întâi și apoi războiul și apoi bolșevismul, care le-a segmentat, le-a întrerupt existența, le-a tăiat la mijloc, nu le-a lăsat să moare de moarte bună. Acelea erau, le-au murit de tinere sau le-au oprit creșterea, pur și simplu. Da. După anii 60, eliberându-se oarecum lucrurile, au început să, oamenii să caute legăturile acelea. Care a apărut Geluna Om, de exemplu, care e una din figurile importante ale suprarealismului românesc. De aici, au refăcut punți. Exact, să refac punți. De aici pasiunea unor din poeții generații tale,
pentru scriitorii interbelici, pentru Bleher, de pildă, sau pentru Bonciu, sau pentru alții de atunci, pentru Urmuz, iată, descoperit, redescoperit și revalorificat, așa încât sunt niște forme care continuă, trebuia să fie lăsate să trăiască. Nu au fost, acum trăiesc ele, își trăiesc maturitatea, să spunem, poate nu bătrânețea, că vorbeam de bătrâni și de lucruri vechi, își trăiesc maturitatea. Acum, multe dintre formele literare interbelice sau de atunci provenind. Chiar și avangarda. Chiar și avangarda nu a fost lăsată să-și termine experiența până la capăt și acum, iată, vine și Daniel Corbu și spune noua avangardă. Păi are, trebuie să aibă dreptate, asta e situația. Este, ca și la celelalte curente pe care le-am pomenit, nici avangarda n-a fost lăsată să ducă experiența până la capăt, adică să moară de moarte bună, ca să vorbesc așa puțin, mai puțin academic și mai puțin poetic. Dar eu vreau să mai adaug ceva aici, da. Ideile sunt foarte bune, dar vreau să mai adaug faptul că postmodernism a fost îmbrățișat la noi și de generația de după noi, acum, 2000-istă, 2000-istă, da, mă rog, nu mai, așa, sub umbrela postmodernismului s-au făcut destule lucruri nesemnificative, vreau să spun, dar la noi postmodernismul n-a avut pe ce să așeza, n-avea postmodernitate, n-avea societate post-industrială. Pentru că nu era modernismul încă, da. Nu era modernismul încă acela epuizat, să-i spunem așa, cu ghilimele de rigoare. El n-a fost lăsat să epuizeze, atunci trebuia să vină suprarealismul, de exemplu, să spună tot ce avea de spus. Sunt scriitori, acum a apărut, am comentat cărți de anul ăsta recente, care suprarealist pur sânge. Vine, da. S-a apucat și a luat manifestul lui André Breton, de pildă, și a lui Supo, și practic găsești toate ideile de acolo transpirate aici. Da. Deci, postmodernismul mai este însă un lucru cu el, pe părerea mea, periculos. Acum se vorbește foarte mult, în ultimii ani, de era post-adevăr. Era asta post-adevăr, este post-Iisus, deci asta e vorba, adevărul este același, noi exact. Suntem într-o epocă post-adevăr și atunci oamenii încearcă, unii dintre ei, care au mai puțină carte, dar mă rog, să influențe, să pe televiziuni, pe unde mai sunt, bine și prin universități, unii care fac această joncțiune între postmodernism, care, vezi, Doamne, este o chestie serioasă, și era post-adevăr, care e și mai serioasă, pentru că este o ideologie nouă. Și atunci se spune că, și spune și Nicu Gabriluță, care este un profesor extrem, emerit, din punctul meu de vedere, din punctul ăsta de vedere, spun, omul acesta, el e post-adevăr, atenție, nu e același lucru postmodernism. Aici e problema, el trebuie desfăcute. Pentru că sunt unii care încearcă să le suprapună, să le facă, să creeze confuzie. Era postarivestea oamenilor care se închină la alți dumnezei, după ce l-au uitat pe Dumnezeu. Se închină la noile tehnologii, de exemplu. La transumanism, la corectura politică. Nu religii seculare, acestea sunt. Asta era postarivă. Postadevăr este era noilor religii, care sunt acestea pe care am spus. Postmodernismul, acela pe care îl știm noi. Și noua ordine, cam asta va cuprinde. Despre asta e vorba. E vorba de aceste mișcări globaliste, care sunt susținute, mă rog, acum mai nou și foarte vehement, de democrație din Statele Unite. Sunt forme în toată Europa și la noi. Sunt forme politice. Unul dintre ele le știm, care sunt numai în cazul să le detaliem. Și în general, cele care refuză niște valori, numite tradiționale, învechite, vorba de mai devreme, cum ar fi, de pildă, familia, literatura, Națiunea, formele acelea, identitatea. Da. Și atunci, nemai fiind individul, nu mai avem ce să mai vorbim despre identitate. De aceea, când spui identitate românească sau să afirm tu identitatea, mai e cazul, pentru că ești un cetățean al universului, zice mișcarea globalistă. Deci nu mai tu o identitate românească, mai de ce? Ci nu-ți convine să fii cetățean al universului decât să fii cetățean al României la Târgu Neamț? Eu cred că ți-ar convine să spun așa, că ești cetățean al universului. Deci există acest pericol acum, care vine pe fondul acesta al pierderii religii, nu înțeles neapărat
creștine sau nu știu, musulmane sau de altfel, ci pur și simplu a uitării lui Dumnezeu și a uitării dumnezeilor, de fapt. Da. Tu vorbești de transferul energiilor. Ia spune-mi, ce cu Dagupta? Asta e mai interesant. Vorbești la un moment dat despre un tunel care leagă, nu? Din da. India până în Copou. Da. Deci era prin 2002-2003, așa, și ne aflam în Copou cu domnul Cezar Ivănescu, eram împreună, făceam niște promenade, eram peripatetici. Da, da, da. Și deodată doi indivizi care se vedeau cu noi și ne-au întrebat dacă acolo e Corpou sau, mă rog, cum spuneau ei. Aha. Și am intrat în vorbă cu ei, era un profesor și asistentul lui care avea în spate aparate, tot felul, energetician. Aha. Și ne-au spus că ei urmăresc într-adevăr un tunel energetic care vine din Tibet, așa încoace, și l-au urmărit și în România până aici. Așa. Și ne-am dus și noi. El mergea pe lângă teiul lui Eminescu, pe sub teiul lui Eminescu. Tunelul așa, acela energetic. Așa, energetic. Pentru că am văzut aparatele învârtindu-se. Uh-huh. Foarte puternic. Iar mai încolo am vrut să ne ducem mai încolo, 50 de metri, să vedem aparate. Nu se mișcau. Tunelul era tunel energetic, deci acolo e o energie, acolo sub tei, unde e, na, știm noi că e de atâta vreme simbol ale așului tei. Așa, și îl urmăreau mai încolo, mai spre Suceava, ziceau ei. Ziceau ei, sau mă rog, pare să opresc în munții rodnici, nu știi. Da. Și atunci i-am dus la Bojdeucă, să vedem dacă într-adevăr este energie acolo. Ei, nu era nimic la poartă. Dar asistentul lui a coborât în jurul izvorului. Da, 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 așa, din curte, a început. Și culmea, am intrat în Bojdeucă, că învârteau aparatele bine, dar ceea ce știm noi din mărturiile junimiștilor e că Eminescu în vara lui 1876, în partea stângă a cerdacului, și-a pus laița așa, o masă de scris, de citit, acolo stătea. Ei bine, în partea dreaptă, așa se învârteau foarte tare aparatele și a spus, aici este energie maximă. Că a mers și în spatele, nu mai era. Uh-huh. Energia maximă este aici. Cum? Locul în care era masa, pe care scria Eminescu. Exact. Cum, domnule, s-a așezat acolo și cum creangă și-a ales căsuța aia, Bojdeuca, plină de energie și unde a scris o mare operă a da. Literaturii române. Întâmplă lucruri care, sigur că țin de domeniul paranormalului sau, cum să spun, greu de crezut, dar au un public al lor și au și un miez. Mai ales dacă ați fost de față și ați văzut aparatele cum se da. Mișcau. Și apoi trebuie în legătură cu Dagupta, nu? Înțeleg. Ei, da, am mai corespondat de câteva ori, am mai pierdut legătura acum. Aha, da. Da. De un tunel energetic vorbeau, că nu-i singurul caz, într-un roman al lui Eugen Ricaru, Permafrost se cheamă, acolo e cineva, niște special ingineri, care trudesc într-o mină de asta de uraniu prin munții Vrancei, după perioada bolșevică, în anii 50, și care îi spune colegului său din România că, de fapt, e un tunel care leagă Siberia de locul ăla punctual din munții Vrancei. Da. Și îi dovedea cu act în regulă, așa zicând, cu treaba asta, acel tunel energetic care lega Siberia, de, făcând și glume, de genul că o să vă întoarceți în Siberia voi dacă mai nu vă vedeți de treabă cum trebuie. Da? Eu tot mai cred că în spațiul ăsta al nostru, pe pământul ăsta al nostru, așa a fost un loc magic. Și tracii, mă rog, dacii, populațiile care au fost... A venit și un tip din Statele Unite care a făcut niște filmări prin munții Buceci, pe acolo, pe la Sphinx, da. Vorbind de nu știu ce poartă. Da. Și că a fost grădina lui Dumnezeu, așa cum spun, dar
am fost dați deoparte din ideea asta să fie alte popoare alese. Am cam dat deoparte, sunt mereu ideea asta de bășcălie și din zicând că dumneavoastră așa razna cu tot felul de idei de genul ăsta, nu știu zău cum va fi până la urmă cu aceste canale energetice și cu aceste, această realitate cumva paranormală. Și din logica aceea secolului 20, care era o logică a științei și tehnologiei, dacă vă mai amintiți, cei care ați trăit epoca, nu mai e cazul de știință și tehnică și nu există decât ceea ce pot atinge. Da. Nu există decât ceea ce pot să văd. Da, dar aici îți fac confuzie. Nu există decât ceea ce pot să privesc. Eventual, ca de a vedea, văzând cu vederea secundă, pot să văd orice altceva. Cum vedea, de pildă, copilul băiețelul, ca să cu vorba lui Mihai Sadoveanu, Daniel Corbu, tot felul de inoroși sau alte lucruri pe pietrele din prudeșul Lăuzani. Da. Asta înseamnă vedere, da? Cu vederea secundă, cu vederea cu imaginar. Da, eu zic să rămânem în canalul nostru energetic, cel al poeziei. Hai, te rog. Cel al poeziei și dacă mai e timp, trebuie să fie timp, că vreau să facem și un recital poetic, așa, pe final. Transcendența goală, care are și un motto din Eminescu, ah, de câte ori voit am ca să spânzur lira cui. De vei veni, mă vei găsi ridicat din unghierele cărnii, direct în rugăciune, direct în pronaosul flăcăruit de speranță. Trec zilele și am învățat doar prima vocală din Cartea Morților. Trec nopțile pline de regi și eucalipți, privesc din nou marginea cerului zdrănțuită de nouraș decadenți. Niciun răspuns la vechiul, repetatul meu strigăt, Doamne, niciun răspuns cerule, măreață vatră, an și an ai văzut zidul încenușindu-se, ciuperca orgoliilor crescând, drumurile din palmele mele răzvrătindu-se, în așteptarea totemului doar în vorbe am fost fericit, dar disperat ca anul acesta, ca în cel care a trecut și ca de când sunt, n-am fost niciodată. Niciun răspuns, Doamne, la repetatul meu strigăt. Îmi fac de lucru în jurul absenței, lipă în preajma unei fericiri iluzorii, tot mai mult cred că moartea e singura instituție care mai impune respect. Da. Să spunem că și vom mai citi imediat, să-și traducere, să avem câteva volume traduse aici, din poezia Daniel Corbu, în limba italiană, traduse de Geo Vasile, un traducător foarte bun din literatura română, din poezie mai ales. Geo Vasile traduce din Daniel Corbu lecția de abis, la lecțiune de abis. Iată și în limba franceză, manualul bunului solitar, iată aici, tradus de Manuel de Miron Jibon, Chiropol. Solitaire, tradus de Miron Chiropol, însuși un poet excepțional care s-a stins recent, a plecat în altă lume, recent. Miron Chiropol locuia la Paris și a lucrat toată viața lui acolo și însă poezia s-a tipărit-o mai ales în România și mai ales după 90 și mai ales că e considerat un poet de avantgardă, nu? Din aceia de care vorbeam mai devreme și care sunt resuscitați în zilele. Apoi avem în limba germană. Germană, clar, viziunea obscură, traducerea lui Christian Schenk. Christian Schenk, da. Unul din prieteni, poet și el. Da. Un distins poetul român stabilit în Germania, care are și o editură, mi se pare că Dionisos se cheamă. Dionisos. Da, și care face servicii culturale foarte importante culturii românești contemporane, pe care o difuzează în spațiul german. Hai să vedem cine mai citește. Da, mai este timp? Este, da. Pentru două poeme scurte? Nu, poate să fie când... Da. Lasă, nu facem scurte și lungi, că nu așa e bine. Poezia e poezia ta cât este. Mai întâi, blazonul de Arhonte.
nici mergător pe sârmă la circul de stat, nici chelner la Viena după o spiță străbună, nici salvamar la Miami, nici universitar la Heidelberg, nici comis voyageur nonșalant prin orașele din Orient, nici călugăr budist prin peștile Tibetului, nici rege al Etiopiei în firească descendență familială. Ce am ajuns noi, Daniel Corbu? Biet călător prin barăcile visului, sclav al metaforei, oferind adăpost pentru nunțile necesare, oferind lecții mentale de frică și extaz, purtând ca pe o invizibilă torsă blazonul de arhonte al cuvintelor, ce nu te-au hrănit niciodată de ajuns. Arhonte al cuvintelor, da, uite ce frumos. Le spui poetului. Da. Pentru ultima oară, doar ceea ce ai iubit trăiește cu adevărat. Cui pasă că pașii vor rătăci, poate pentru ultima oară pe strada la Pușneanu, a unui mare oraș din Europa de Est, că voi privi Biserica Treierași pentru ultima oară, că poate după amiază voi asculta pentru ultima oară cântecul condorului din poemele lui Walt Whitman, că voi citi pentru ultima oară sceptica glosă eminesciană sau versetele din Biblia preversuri tocmită de dosoftei. Cui pasă că am probat paradoxul ca proba creierului viril, că am scris cântece de amânat trufia, că voi număra pentru ultima oară plopii și pentru ultima oară în voreși fără de soț, că teama de moarte se destramă încet ca broderiile atacate de molii. Nu vreau să-mi închipui cum va arăta peste 100 de ani mâna care a scris acest poem. Da, asta e poezia adevărată pe care s-a auzit-o acum. Și hai să mai lăsăm pe Corbu să mai citească o poezie ca să ne despărțim. Scurtă? Nu mai vorbim de poezii scurte și lungi. Sunt atât cât sunt. Poezii sau nu? Da. Se numește Un duh de ivoriu și e o fulgerare așa. Poemul se dedică Filomenei. Prin urmare, un duh de ivoriu. Ceva din mine nu vor putea să îngroape groparii. Ceva ca o mireasmă care le scapă printre degete. Ceva ca un duh de ivoriu, ca un vers spus dimineața de mierle sau codobaturi. Ceva din mine nu vor putea să îngroape groparii. Da, să încheiem emisiunea în felul acesta, nu neapărat în elegie, nu? V-am spus că elegia în limba greacă înseamnă cântec de mormântare, prohod, dar nu în sensul acesta, ci de fapt e un poem de dragoste acela, foarte frumos și în care e o dragoste mărturisită, să nu-l bănim de altele lucruri pe Daniel Corbu, ci pentru soția lui, pentru Filomena, care e soția lui, cea care este dedicat poemul. Filomena îi dedică poeme pe fiica sa, o cheamă ca pe mama sa, Casandra. Deci există, nu, iată, familia care se exprimă și în acest fel, că spune că nu-ți place biografia. Uite că l-avem, biografia în literatura ta. Mi-a făcut plăcere să mă văd cu Daniel Corbu la această emisiune, la seria asta de emisiuni pe care o fac de bucată de vreme, încercând să aduc aminte că există poezie, că există literatură, că mai sunt și alte lucruri decât ce vedem toată ziua la televizor, și cu politicul, și cu economicul, socialul, cu sanitarul, cu toată lumea. Mai sunt și alte lucruri și să știți că acelea sunt esențiale. E păcat să trecem prin viață luând doar lucrurile acelea, breaking news. Mai bine să mai luăm lucrurile așezate. Sau să facem un breaking news din descoperirea unui poem interesant, chiar de Daniel Corbu, de exemplu, din una din cărțile sale. Asta chiar e un breaking news, să știți, pentru multă lume, descoperirea unui poem interesant. Și vă aduc aminte ce v-am spus și data trecută,
lăsați-mă un interval, un sfert de oră, cum spunea George Călinescu, să aveți o discuție cu dumneavoastră înși vă zilnic. Să vedeți ce terapie bună este asta și dacă însoțiți acele minute cu lectura unui poem, fiind de Daniel Corbu, vă asigur că va fi un sfert de oră foarte bine folosit, poate chiar esențial în viața dumneavoastră. Dorindu-vă succes și dorindu-vă emoție și sinceritate în sfertul acela de oră, vă spun la bună vedere, să ne vedem din nou sănătoși în fața cortinii de sticlă când ne va veni vremea. La bună vedere, mulțumesc, Daniel. Mulțumesc și noi.